Divorțul secolului 21 are oare un alt fel de impact, impactul libertății. M-am eliberat. Este de bun augur, sau cel puțin așa am întâlnit, să spui că ești divorțat pentru că ești luat mai în serios. Oarecum căsătoria presează puțin cuplurile. În căsătorie ai tendința să dai raportul. Soțul e aici, partenerul e doar aici. De ce e asta în capul oamenilor? Pentru că așa este construită societatea. Acel partener care încă nu este căsătorit este un pic rezervat. Poți să te ceri cu cineva, dar bugetul familiei să rămână același. Într-o grupă de copii de grădiniță sunt aproape 10 copii a căror părinți sunt divorțați. Aceste familii noi, a acestor timpuri, au un mai mare succes decât familiile acelea de la zero. Îl iubesc pe tata, dar este un laș, pentru că nu-mi ia apărarea în fața mamei vitrege. Foarte rar am avut în prezența mea un cuplu la a doua căsătorie care să-mi spună am greșit căsătorindu-mă și a doua oară. Când ești mai înțelept decât iubești, rămâi în parteneriat. Da, de ce să mă schimb? Da, schimbă-te să vezi cum e. Iubirea salvează! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție din emisiunea Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională. Relațiile, din păcate, ajung și la un final. Finalul acesta de multe ori se numește divorț. Pe vremea părinților noștri, divorțul era o adevărată tragedie socială. Alături de noi astăzi, Nora Drulea, avocat specializat în divorțuri. Bine ai venit, Nora! Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Acum vreau să spun că e partea a doua a primei emisiuni. Exact, pentru că prima emisiune n-a cuprins tot ceea ce aveam să te întreb în legătură cu divorțul și relația noastră cu divorțul. În secolul 21, da? În 2021, cum mai văd oamenii relația cu divorțul, cu propriul divorț, relația cu divorțul celorlalți? Cum mai sunt priviți oamenii divorțați? În ziua de astăzi, societatea este diferită, societatea actuală este diferită în mentalitate, în suflet, în percepție. Și atunci oamenii au viziuni diferite. Divorțul secolului 21 diferă foarte mult de divorțul anilor 80, de divorțul anilor 70. Pe atunci lumea avea rușine față de societate. Astăzi poate are puțină rușine, poate, însă are oare un alt fel de impact. Impactul libertății. M-am eliberat. Asta se întâmplă în toate cuplurile pe care le întâlnesc. Foarte puțini suferă. Ei suferă practic pentru că se despart, dar nu și pentru că nu mai sunt într-o căsnicie. De exemplu, sunt așa, cupluri care spun m-am eliberat și mi-este bine. Sunt câteva cupluri care spun vreau să rămân cu copilul. Sunt cupluri care rămân chiar prieteni pentru că s-au căsătorit foarte de tineri și au constatat că nu se potrivesc, pentru că ei, așa cum am spus și în emisiunea anterioară, ignoră diferențele dintre ei. Și atunci diferențele vin din urmă și devin motiv de divorț. Bun. Cum se văd oamenii în ziua de astăzi în calitatea asta de divorțat? Pentru că trebuie de obicei să punem, când ne gândim la calitatea de divorțat, când avem în față o fișă, un document oficial în care trebuie să bifăm niște căsuțe. Ești femeie, ești bărbat, ești între și între ca vârstă, ești liber, cum se... E da. Necăsătorit, căsătorit Sigur. Sau divorțat sau văduv. Sau văduv, da. Ok. Cum este să bifezi căsuța asta de divorțat pentru sufletul clienților tăi? Ce-ți spun despre asta? Pentru că tu ești și absolvent de psihologie și atunci da. Rezonezi foarte tare și cu legea, dar și cu sufletul omului. Exact. Sfatul meu este nu neapărat să se expună pe piață. Dacă ei au suferit și sunt foarte conștiincioși, atunci vor bifa întotdeauna căsuța divorțat, pentru că ei știu în subconștientul lor că sunt divorțați. Dar în același timp sunt și singuri. Ar putea deopotrivă să bifeze și căsuța de singur, pentru că este. Nu avem căsuța într-o relație, ca pe Facebook. Da. Impactul pe care l-au ei atunci când trebuie să completeze este în funcție de conștiința lor. Și de cât de corect vor să fie ei față de instituția unde completează acest document. De obicei,
ei nu e bine să minți și trebuie sigur să completezi divorțat, pentru că trebuie să faci dovada divorțului printr-o hotărâre, când vrei să te căsătorești a doua oară, adică la primărie, pentru că dacă ai completat că ești divorțat, trebuie să aduci sentința de divorț. Însă, pe aspectul sufletului sau pe aspectul social, este bine să completezi căsuța de singur, dacă tu te simți singur. Adică nu văd de ce te-ai simți divorțat, pentru că există acel declic și acel moment în care tu trebuie să separi divorțul de viața ta, de viața ta de după divorț. Bun, am o prietenă că în timp ce vorbeai îmi spunea că s-a măritat acum foarte mulți ani și zicea într-un context de genul ăsta, zicea, băi, eu sunt divorțată de atâta de mult timp încât s-a și prescris, nici nu mai mi-aduc aminte că am fost vreodată căsătorită. Așa, bun, deci asta, statutul ăsta de divorțat al propriei persoane e în funcție de conștiința noastră. Mă simt divorțată în sensul că s-a rupt ceva în mine sau că am o neîmplinire sau că am un eșec, nu? La asta te referi tu. Da. Sau pur și simplu sunt divorțată că am ieșit dintr-un context și merg mai departe. Și oamenii nu prea vor să mintă, adică dacă ai fost divorțat, simți nevoia să spui. De obicei, depinde de vârsta la care se află femeia sau bărbatul. Dacă ai fost divorțat și ești singur și vrei să intri într-o altă relație sau cunoști pe cineva, este de bun augur, sau cel puțin așa am întâlnit, să spui că ești divorțat pentru că ești luat mai în serios. Dacă n-ai fi fost deloc căsătorit și nici divorțat până pe la vreo 37-38 de ani sau poate chiar în cazul bărbaților 42, lumea își pune un semn de întrebare. De ce nu s-a căsătorit? De ce nu s-a însurat? Și atunci, mai bine, mai mult te salvează să spui că ești divorțat, adică am trecut prin ceva serios, știu cum e, și acum îți dă un statut, o imagine bună. Eu voiam să ajung la întrebarea asta un pic mai încolo, dar ai adus vorba acum. De ce e nevoie de validarea asta socială? De ce o relație de conviețuire, da, fără acte de 7 ani, e mai puțin luată în serios de societate decât un divorț care se produce după doar un an de documente legale? Eu cred că este vorba de percepția oamenilor care îi înconjoară pe cei doi care se căsătoresc. Depinde din ce generație vin, din ce educație vin și din ce zonă emoțională vin. Pentru că unii oameni consideră căsătoria un lucru bun, în sensul că mă simt bine căsătorit, în sensul că mă prezint ca soț și soție, îmi place această instituție, vreau să fiu căsătorit. Unii oameni se căsătoresc din dragoste, după dictonul acela, suntem tineri, ne căsătorim, că așa este mersul lucrurilor. Alții se căsătoresc pentru că vor să fie căsătoriți. Acestea sunt cele mai longevive. Le place statutul. Da, le place statutul, pentru statut. Pentru că ei sunt oricum bine împreună. Dar ei sunt bine împreună pentru că sunt ei bine ca indivizi. Și a treia categorie care se căsătoresc pentru că spune lumea din jur, pentru că așa este, timpul, da. Așa este mersul lucrurilor. De obicei, după întrebarea că dacă te-ai căsătorit, când faci primul copil și așa mai departe. Deci sunt niște tipare pe care, cred eu, oamenii le îndeplinesc în funcție de zona din care vin, zona emoțională. Sunt oameni care o duc foarte bine în acel confort al relației desfășurate ca o căsnicie, dar fără acel certificat de căsătorie, nu simt nevoia de validare aceasta, pentru că ei sunt poate mai presus de cuvântul căsătorie, sunt mai înțelepți în iubire, sunt mai înțelepți în discuția și în dialogul unul față de celălalt. Și atunci ei n-au nevoie să fie și căsătoriți, pentru că deja sunt căsătoriți în suflet, sunt căsătoriți în minte. Vorba aceea, un cuplu nu este îndrăgostit când se uită unul spre altul, ci când se uită amândoi în aceeași direcție. Deci acel cuplu nu mai are nevoie de validare socială. Poate că îi sperie puțin. Ce se întâmplă în căsătorie? Ai tendința să dai raportul, ai tendința să anunți tot timpul ceea ce urmează să faci, bugetul familiei, vacanțele, timpul unde îl petreci și așa mai departe. Pe când, oarecum, căsătoria presează puțin cuplurile, au tendința aceasta să se prea presurizeze unul pe altul. Se contopească. Că spre asta e tendința, momentul în care asta se faci într-una, și să dai se raportul. Și controleze. Deci ei undeva greșesc pentru că ajung să se controleze. Pe când, în cealaltă relație, controlul nu preia controlul și rămâne respectul. Adică eu te anunț pe tine din respect că voi face lucrul acesta și el nu are poziție de soț
să-mi interzică să nu fac. Are doar poziție de partener. Și eu cred că această poziție de partener... Uite, și inclusiv tu spui doar poziție de partener. Deci din start și în mentalul tău, deși ai vorbit atât de frumos până acum, și mentalul tău, soțul e aici, partenerul e doar aici. De ce e asta în capul oamenilor? Pentru că așa este construită societatea. Odată inventată căsătoria pe hârtie, toată lumea consideră că acela este finalul, este the bottom. De acolo nu mai ai unde să te duci. E un maximum al relației. Exact, un maximum al relației. Și de acolo ar trebui, lumea are pretenția ca de acolo să meargă totul bine. Ei consideră că dacă ești în parteneriat, lucrurile nu merg bine. Sau dacă te văd pentru că bine, lipsește ceva. Lipsește chiar hârtia, lipsește validarea socială. Dar este un lucru inventat chiar de societate. Adică, haide să ne căsătorim. Și eu cred că lucrurile acestea au fost create din considerente de siguranță financiară. Nu neapărat siguranță sufletească. Pentru că poți să te ceri cu cineva, dar bugetul familiei să rămână același. Adică pentru a nu pierde din lucruri, pentru a nu risipi, pentru a nu aduna prea mult, pentru a nu fi egoist, s-a creat ideea de căsătorie pentru a pune totul la grămadă. Pentru tot ceea ce am eu, ceea ce ai tu, să fie al nostru. Dacă ești într-un parteneriat, nu prea poți să ridici aceste pretenții. De ce nu? Pentru că în ziua de astăzi legea s-a schimbat și conviețuirea, nu concubinajul, de la o anumită limită de timp încolo, are fix același... Urmează același model ca și divorțul. Exact. Da, după 10 ani... Bine, ruperea concubinajului, dacă... Da, după 10 ani de concubinaj, cuplurile care vor să împartă bunurile care le-au adunat în timpul relației, vor urma fix legea divorțului, adică în parte nu în funcție de aportul pe care l-au adus, ci 50-50, fix ca și legea divorțului. Bun, așa sunt văzuți divorțații de către sine și de către societate, da? Dar copiii care provin din familiile care decid să se despartă, da? Părinții decid să se despartă. Pe vremea noastră era sintagma aia, provine dintr-o familie dezorganizată. Era așa un stigmat crunt pus pe fruntea copiilor, pe care îi vedeai cum privesc în jos, cum se simt inferior copiilor care sunt în familii organizate, nu? În familii clasice. E cum e în ziua de astăzi? Divorțul e ceva firesc printre copii? Da, în percepția copiilor. Pornesc dintr-un exemplu școlăresc. Sunt multe, într-o grupă de copii de grădiniță, sunt aproape 10 copii a căror părinți sunt divorțați. Și asta o știu de la educatoare. Și grupa câți copii are? Vreo 20. A, deci suntem la jumate în momentul de față. Da, adică nu mai vorbim doar de un copil pus la colț că părinții lui sunt divorțați. Vorbim deja de 10 copii. La fel, deci ei se recunosc între ei, deja parcă socializează, empatizează, mai corect spus, și tu ești divorțat și părinții mei sunt divorțați. Adică ei fac mici glumițe pentru că este deja o practică de o vreme încoace. Și asta tot din ceea ce spuneam adineauri, din cauza societății. Oamenii au curajul să divorțeze față de vechea generație de părinți datorită a ceea ce oferă societatea. Poate societatea românească nu te mai judecă atât de mult, poate ție nu-ți mai pasă atât de mult, poate societatea a evoluat în așa fel încât să te compătimească, dar într-un mod mai elegant, și dacă nu-ți pasă, îți iei bagajele și pleci în Franța, pleci în Italia, pleci în Spania și acolo mai găsești încă 20 ca și tine și copilul tău va fi în aceeași clasă cu încă 10 copii români a căror părinți sunt divorțați. Așa, revenind la copii. Deci sunt mulți copii în grupe de grădiniță sau la școală care știu că sunt din părinți divorțați. Acum, există paradoxal, ai spune că acești copii ar putea suferi, paradoxal, acești copii ar putea avea chiar noroc. Și cum? Un părinte divorțat cu un copil devine mult mai matur, mult mai responsabil și mult mai iubitor, mai atent. Mai atent față de nevoile copilului și față de sufletul lui. O femeie divorțată este mult mai atentă cum își așează din nou sufletul în palma unui bărbat. Dar până să ajungem la așezarea sufletului în palma unui bărbat, pot cei doi părinți care se poartă mai frumos și sunt mai iubitori și mai responsabili față de propriul copil, da? Părinții au decis să se despartă.
Pot ei să fluture o iubire construită doar ca să-și câștige copilul de partea lor? Nu cred că fac asta, nu. În primul rând, ei sunt preventivi, sunt vigilenți cu copilul lor. Adică ei nu intră într-o altă relație folosindu-se de copilul lor. Uh-huh. Nu fac chestia asta. Adică însăși divorțul i-a marcat atât de tare și i-a destabilizat puțin emoțional, încât ei în faza a doua, în a doua șansă a vieții, când intră în o altă relație, intră întotdeauna cu copil. Că este tată plus copil, că este mamă plus copil, ei nu mai intră singuri. Uh-huh. Intră un adult plus un șnițel, să zic așa, îngrumit, da? O valiză mare și într-o lor mai mic. Da. Și atenția lor față de celălalt adult întotdeauna vine la pachet și spune: eu sunt cu un copil, eu sunt cu o fetiță, eu sunt cu un băiețel, trebuie să am grijă. Și surpriza este că aceste familii noi a acestor timpuri au un mai mare succes decât familiile acelea de la zero, dintre 24 plus 26 de ani și un copil nou născut. De ce? Pentru că acești părinți, cum am spus, sunt și responsabili față de sufletul lor, sunt responsabili și față de copil. Și nu se mai aruncă, nu mai iubesc atât de mult cu sufletul cât iubesc cu rațiunea. Sunt foarte atenți. Păi și asta e bine, să ne retragem în cap și să lăsăm sufletul așa? E o combinație. Mai întâi analizezi, exact ce spuneam eu, mai întâi analizezi persoana, vezi dacă are abilități de tată, vezi dacă are abilități de soț și abilități de partener. Da, și da. După aceea stai și după aceea îți dai voie să te îndrăgostești, că poți foarte bine să temperezi puțin emoțiile. Cel puțin ăsta este un sfat. Să temperezi emoțiile, să nu te lași atras din nou în joc de emoții. Pentru că din nou greșești tu și te apui în joc și viața unui copil pe care îl amăgești, pentru că îi prezinți un posibil partener sau parteneră, și atunci copilul s-ar putea să fie reticent, uh-huh, sau s-ar putea să fie deschis și să se bucure de noul tată sau de noua mamă sau cel puțin de noul partener în viața lui. Și tu ai responsabilitatea la 38 de ani, 42, 45 în cazul bărbaților, să fii foarte reticent cui, cărei femei îi prezinți pe fiica ta sau pe băiatul tău. Bun, dar copiii ăștia care, cărora li se prezintă un nou tată, o nouă mamă, așa cum ai spus tu, ei au deja un tată sau o mamă. Da. Așa, cum îi acceptă pe noii parteneri? Depinde și de cel de acasă. Dacă cel de acasă este foarte atașat, îi acceptă ca pe niște prieteni. Nu le va spune niciodată nici tată, nici mamă. Îi va accepta doar ca pe niște prieteni. Depinde de relația celuilalt părinte. Dacă părintele divorțat și copilul lui au o relație strânsă, au o relație frumoasă, uh-huh, în care nu poate interveni a treia persoană, da? Uh-huh. Altă mamă sau alt tată. Avem și varianta în care sunt mulți părinți care vor să meargă la muncă în străinătate și nu au timp să se ocupe de copiilor. Și practic sunt și puțin absenți, chiar din timpul căsniciei. Adică sunt absenți în relația cu copilul lor și atunci copilul abia așteaptă, nici nu știe cine va urma. Dar oricum se atașează pentru că este mic și are nevoie de afecțiune. Ruperea e deja produsă. Da, ruperea este pentru că tatăl sau mama a plecat la muncă în străinătate sau chiar indiferentă față de viața copilului. Nu, deci, nu spun că nu iubește. Îl iubește. Fiecare părinte pe care l-am auzit și pe care l-am divorțat a spus mereu: îmi iubesc copilul. Dar, unii pun acel dar, acel but, ca în engleză, dar, ceva este. Acel părinte se gândește poate la viitorul lui și este după dictonul: trebuie mai întâi să fie mie bine ca să pot să-i ofer bine copilului. Mulți interpretează binele copilului trimițându-le o sumă de bani pe lună din ceea ce câștigă în străinătate. Alții văd binele copilului luându-i în vacanță și relaționând cu ei. Dar niciodată acolo nu se forțează lucrurile. Uh-huh. În sensul că dacă unui copil, unei fetițe de 10 ani, unui băiat de 13 ani, nu-i mai place și el spune: vreau înapoi la mama, tatăl nu forțează lucrurile. Efectiv, a dobândit și prin divorț, și prin suferință, și prin îndepărtarea de copil, a dobândit acea experiență emoțională încât să știe să-și asculte copilul. Și dacă copilul spune: vreau înapoi la mami, îl trimite. Știi care părinte nu face acest lucru? Care știe că copilul lui ar fi în pericol la celălalt părinte. Uh-huh. Ce înseamnă un pericol? Din ego, niciodată nu-l ții la tine. Nu.
Niciun părinte nu trece peste voința copilului. Asta am spus-o de foarte multe ori și în instanță. Atunci când un copil îi spune asistentului social, când vorbește, copilul audiat, chiar și de judecător sau de asistentul social, și spune: am avut așa un exemplu, îl iubesc pe tata, dar este un laș, pentru că nu mi-a apărarea în fața mamei vitrege. Sau altă fetiță a spus: eu nu-l suport pe tata pentru că a denigrat-o pe mama în fața mea. Deci sunt copii care la 12-13 ani sunt deja foarte conștienți de comportamentul părinților lor. Și atunci ei își iubesc părinții, dar totodată știu să facă distinția dintre iubire și atașament. Și ei spun dacă vor sau nu, iar celălalt părinte știe să asculte. Deci ego-ul părintelui intervine numai când știe că celălalt este în pericol. Am un mic exemplu. Dacă eu, tată, stau în România și simt că și-o las pe fiica mea să meargă cu mama în Italia, mama se recăsătorește în Italia, dar este atentă la noua ei familie, la noul ei soț, la noul ei copil mic, copilul acesta de 13 ani nu se simte integrat în noua familie. Și atunci tatăl de aici, protectiv, vine la mine și spune: vreau custodia exclusivă a copilului meu, pentru că acolo nu este bine, pentru că acolo nu are educație, nu are atenție, nu are iubire. Deci în această nouă familie există și varianta copiilor veniți din mamă divorțată cu tată divorțat și se unesc și ei devin frați. Exact. Și să știi că este un succes. Este paradoxal, dar este un succes pentru că acești părinți au devenit foarte maturi, au devenit foarte responsabili, au înțeles iubirea după divorț, au înțeles iubirea de copil după divorț și au înțeles necesitățile copilului după divorț. Și atunci tu nu poți să îi impui lui ceva ce ție nu-ți convine. Tu mai întâi dai ascultare copilului și după aceea vezi ce-ți mai dorești și tu. Există cazuri în care tatăl divorțat cu copil se căsătorește cu mamă divorțată cu copil, dar noua familie nu reușește să se sudeze foarte bine datorită faptului că acești doi copii nu se împrietenesc și nu se înfrățesc, așa cum zici tu, și familia asta nou formată se desparte, deci divorțează din neînțelegerea copiilor. Nu, n-am întâlnit. N-am întâlnit. Adică știu că există, dar ei nu ajung să facă pasul acela. Pentru că pasul acela, divorțul sau căsătoria? Căsătoria. Adică ei sunt divorțați, relaționează, s-ar duce spre o căsătorie, dar văzând că nu se potrivesc copiii, poate ca vârstă, poate ca educație, poate ca locație, nu fac acest pas. Adică foarte rar am avut în prezența mea un cuplu la a doua căsătorie care să-mi spună: am greșit căsătorindu-mă și a doua oară. Devin prea maturi prin primul divorț, se călesc atât de bine și se maturizează atât de bine încât sunt foarte vigilenți în următoarea relație. Dar de ce te călește atât de bine un divorț, mult mai bine decât o ruptură, pur și simplu, de relație normală? Eu cred că divorțul te călește... Și, din nou, și eu zic relație normală. Vezi De parteneri. Ne scoatem spune... subconștientul. Putea crea chiar acum relație, deci putea crea cuvântul relație... Conviețuire, fără acte și căsătorie. Parteneriat sufletesc. Hai să fim elegante și să-i spunem parteneriat sufletesc, pentru că acolo există, să știi că acolo există mult mai mult respect în parteneriatul acela sufletesc. Oamenii nu-și impun acolo limite, nu-și îngrădesc dorințele. Tocmai de aia, de ce te maturizează mai tare un divorț și o despărțire? Ce-ți face? Te face să suferi? Nu te face să fii suficient de matur? Sau de ce faci tot timpul diferențierea asta așa de puternică? Eu cred că este o combinație de factori. Este și latura socială și percepția socială asupra celor căsătoriți și după aceea stigmatul acela de om divorțat în care ți se plânge de milă, în care ești compătimit și lumea are tendința să-ți dea sfaturi sau să te vadă într-un fel anume. Sau să-ți împingă un nou partener, să-ți prezinte pe cineva, nu? Poate, depinde de cercul de prieteni pe care l-ai. Și varianta cealaltă în care o separare este văzută ca o separare. Eu cred că într-un parteneriat lumea nu are toate așteptările până la capăt. Adică undeva își lasă o mică reținere, undeva își lasă o mică rezervă. Nu e vorba de lipsă de încredere, este vorba de cât aștept de la relație și cât aștept de la mine. Cred că acel partener care încă nu este căsătorit este un pic rezervat. În cazul unei despărțiri, eu vreau să mă protejez.
Pe când în cazul unei căsnicii, tu îți delegi toată încrederea în cealaltă persoană, deși cunoști defectele. Aici este greșeala, aici este căsătoria care produce suferință. Deci divorțul față de separare produce suferință, pentru că tu te încrezi, chiar și în fața primarului și în fața stării civile, tu te încrezi cu toată puterea în 5% calități și 95% defecte. Și acele 95% defecte, tu te aștepți ca ele să fie transformate peste noapte, în noaptea nunții, dacă se poate, să fie transformate toate în zâne și între hore și sârbe și sarmale. Exact, da? Și să nu mai greșești, tocmai pentru că eu am devenit soția ta. Pe când în relația de parteneriat nu devin soția ta, deci eu mențin respectul aici și tu n-ai voie să greșești. Bine, în cazul în care o femeie spune asta unui bărbat, cred că îl cam inhibă. Tu n-ai voie să greșești, cel puțin nu cu o femeie ca mine. De ce? Sunt o femeie cu multe calități, n-ai voie să greșești. Păi o femeie cu multe calități întotdeauna își va alege și un partener cu multe calități, nu? Dacă da. Își cunoaște cu adevărat calitățile. Exact, exact. Și vezi, acei doi oameni, cunoscându-și calitățile, by default, de la sine, nu mai pot să greșească. Pe când ceilalți, care se duc spre căsătorie, așa, țup, știi? Ca și cenușărea asta repede la, la bal, ignoră. Ignoră și au convingerea, fără să discute cu celălalt, au convingerea că dacă s-au căsătorit, dacă ți-am încredințat ție iubirea, sufletul, viața, suflul meu, tu știi ce să faci cu ele, dar tu nu știi cât de bine îl cunoști pe celălalt. Există niște trăsături, niște caracteristici ale oamenilor care decid să se căsătorească față de oamenii care decid să trăiască o viață de iubire împreună, fără acte? Eu cred că da. Poți să ne spui? Da. Cred că este înțelepciune versus iubire. Când ești mai înțelept decât iubești, rămâi în parteneriat. Când iubești mai mult decât ești înțelept, intri într-o căsătorie. Iubirea te face să te dedici, te face să te încrezi în celălalt, chiar și să ignori defectele, pentru că îl iubești, pentru că ești îndrăgostit, pentru că dragostea pe tine te păcălește. Tu crezi că el din rău se face bun sau din bun rămâne tot bun. Sunt foarte multe cupluri care fac lucrul ăsta și nu aplică înțelepciune, nu aplică înțelepciunea iubirii. Iar în celălalt cuplu de parteneriat, nu de căsătoriți, ei sunt înțelepți, cum am spus, sunt rezervați. Rezervați față de ce? Că ai tot folosit cuvântul ăsta. Față de a nu se încredința cu totul în celălalt. Adică dar mă încredințez. Dar țin să te contrazic un pic aici, da. Pentru că în momentul în care tu ai un parteneriat domestic, asta da, e, nu? O relație. Așa, când ai o relație, nu e considerată tot un fel de... ești pe fix pe același palier cu căsătoria din secunda 1 în care te-ai mutat împreună. Nu. Nu. De ce? Partenerii... Din punct de vedere social sau din ce punct de vedere? Partenerii nu prea se mută împreună. Fiecare ține la spațiul lui. Stai puțin că eu vorbeam despre parteneriatele cu o casă comună. Să spunem, să știi că în acest segment de parteneriat avem cuplu care locuiește împreună necăsătorit și cuplu care nu locuiește împreună. Înseamnă acei că ziceam nu... eu bine concubinaj. Da, aceia sunt concubinii și ceilalți sunt doar parteneri. Dar din punctul meu de vedere, mai mult au de câștigat cei care sunt parteneri și locuiesc în case diferite și se întâlnesc din când în când. De ce? Pentru că individul trebuie să rămână individ și să aibă spațiul lui. Spațiul lui de a citi, spațiul lui de a se uita la televizor, spațiul lui de a nu se simți deranjat sau că deranjează. Dar de ce te-ai simțit deranjat în momentul în care ești cu persoana pe care te Pentru dorești? Că ești diferit de celălalt. Pentru că numai atunci te căsătorești sau numai atunci te muți cu celălalt când nu mai există diferențe. Când ne uităm amândoi în aceeași direcție. Da? Da. Pentru că dacă o persoană este dezordonată în felul lui de a duce casa și celălalt este foarte ordonat, nici unul nu se depune pe celălalt. Nici ordonatul nu se transformă în dezordonat, ceea ce este absurd, dar nici dezordonatul nu depune efortul de a se face ordonat, chiar dacă îl iubește pe celălalt. Ei merg după sintagma aceasta comodă, mă iubește așa cum sunt. Pe când, sugestia mea și sfatul meu pentru a nu se ajunge la un divorț chiar în cadrul acelui cuplu sau acelei căsătorii
ar fi bine să te autocorectezi, ar fi bine să te dai după celălalt. Uh-huh. Pentru că, în primul rând, este o evoluție a ta personală, o corectare pe care tu mi-ai spune-o mie, draga mea soție, te rog, fii mai atentă la felul cum îți aranjezi hainele, la felul cum menții curățenia în casă, la felul cum lași pantofii la intrare. Uite, pune-i ordonat. Ar putea să te ordoneze pe tine. Primul care ești câștigat prin corectarea unei relații în interiorul ei ești chiar tu. Uh-huh. Tu evoluezi. Gândindu-ne că după 10 ani tu divorțezi, tu poți să spui, ajungi să spun ce am spus la începutul emisiunii. Simți o eliberare, pentru că a fost mereu o presiune cum să aranjezi pantofii. Doamne, ce fericită sunt, da, că poți să-mi arunc pantofii, să pantofii unde vreau. Sau poți să spui, ce bine că am avut această relație, pentru că acum sunt altfel. Și tu oricum îți vei schimba pretențiile după cei 10 ani și următoarea ta relație va fi nu de la nivelul la care a fost cu 10 ani în urmă, ci de la următorul nivel, pentru că și tu ai evoluat în acea relație. Deci, primul care are de câștigat într-o relație, prin corectare, prin ascultarea celuilalt, ești tu. Și dacă în acea relație tu îl iubești pe celălalt, beneficiul corectării se răsfrânge asupra celor doi. Și atunci poți să corectezi defectele în timpul relației. Că este parteneriat, că este concubinaj, că este căsătorie. Asta este o regulă care funcționează perfect în toate trei. Exact, vindecarea și corectarea doar într-o relație le poți face, da, asupra propriei persoane. Da. Și tu să-ți pese de această corectare, adică să vrei să fii corectat, să nu ai acel orgoliu pe care l-au 90% din cuplurile care vin la mine sau pe care le cunosc și încă nu au ajuns la divorț. Dar sunt previzibile. Sunt unii la care le dau și câte o carte de vizită. Pur și simplu îi prevăd că vor ajunge în punctul acela, pentru că au acel orgoliu. Și sfatul meu, chiar dacă sunt avocat de divorț, nu mă interesează numărul clienților, ci mă interesează fericirea lor, da? Sfatul meu este să nu aibă acel orgoliu, da, de ce să mă schimb? Da, schimbă-te să vezi cum e, dar măcar încearcă să vezi dacă ți-aduce ție un beneficiu. Dacă corectarea celuilalt, bine, contează foarte mult și cum se face corectarea. Hai să punctăm aici o mică paranteză. Contează foarte mult cum îi spui celuilalt. Eu am avut odată tendința... Tot nu face muzică, da? Da, tot nu face muzică. Am avut odată bucuria de a ajuta pe cineva după un divorț, o persoană, un bărbat, era foarte, agresiv în vorbire. Nu te jignea, dar nici n-avea cuvintele potrivite. Și atunci femeia lui, prietena lui, suferea. De ce? Pentru că el nu își închisese încă divorțul. Adică era divorțul pe hârtie, dar nu era tratat sufletește, nu era descărcat de toate problemele. Și atunci, în relația nouă, el aducea foarte multe nemulțumiri. Ce a făcut persoana de lângă el? Cu toate că era mai tânără, era mult mai înțeleaptă. Iubita nouă, așa, cu bărbatul divorțat, defect. Așa. Știi ce a făcut? Toate greșelile pe care el le făcea, ea îi le comenta și îi le corecta prin scrisori. Îi scria scrisori. Este cea mai elegantă și formă, cea mai elegantă formă de a corecta pe cineva fără să-l jignești, fără să țipi la el, fără să impui și fără să pari superior lui. Pentru că oricum este deja inferior datorită divorțului și problemelor care le aduce. Și atunci această femeie, timp de 3 ani, știi ce a făcut? I-a scris scrisori și lua contextul în care ei se certau, după care dezvolta și trecea prin latura filozofică, emoțională. Avea și ea treabă multă. Atâta timp cât îl iubești pe acel bărbat, să știi că poți să faci lucrul acesta, adică iubirea salvează. Și la sfârșit, acel bărbat i-a spus acelei femei că dacă nu te iubeam, n-aș fi ascultat de tine. Și lui... Dacă nu te iubeam, nu citeam scrisorile. Da. Bine, putea să le citească, că era o lectură frumoasă, dar putea să nu dea ascultare, putea să nu se autocorecteze. Practic, el s-a autocorectat datorită ei. Deci, vezi, oamenii evoluează prin oameni, oamenii se corectează. Trebuie doar să nu aibă orgolii. Adică să se lase corectați, că e în beneficiul lor. Acel bărbat a ieșit din relația aceea mult mai bogat decât a intrat. Această pledoarie contra divorțurilor venită tocmai de la un avocat divorțist. Bun. Paradox. Mergem mai departe, da? Spune-mi care sunt trăsăturile persoanelor care decid să se căsătorească de mai multe ori și nu sunt divorțați doar o dată, sunt divorțate de 2, de 3, de 6, că sunt o fel de cazuri și celebre, dar sunt și mulți oameni necunoscuți, da? Oameni. Eu cred că este vorba de dorința statutului. Deci lor le place să fie căsătoriți și mai cred că se autopăcălesc, fără să învețe nimic din căsniciile lor,
urmează același fir, aceeași tipologie de femeie sau de bărbat, poate chiar și trăsăturile fizice, ei nu schimbă nimic, schimbă doar persoana, numele și respectă aceeași tipologie de femeie și de bărbat. Și în al doilea rând, ei nu învață nimic din relații, doar că iubesc statutul de a fi căsătorit. Uh-huh. Sunt oameni care sar din căsătorie în căsătorie, din 3 în 3 ani sau din 4 în 4 ani. Deci, trăsăturile lor sunt de confort. Asta ar fi prima trăsătură, de confort. Mi-e bine în căsătorie și restul vine de la sine. Adică oameni creduli, aș spune eu, care dacă îi analizez după două căsnicii și 10 ani, deci două căsnicii în 10 ani, eu cred că ei nu investesc în ei, nu evoluează. Schimbă partenerul și rămân fix la fel. Deci este o trăsătură negativă. Comoditatea, confortul. Ok. Dar o persoană care divorțează, de exemplu, la 25 de ani, s-a căsătorit la 20, divorțează la 25 pentru că s-a schimbat. Găsește un nou partener, se schimbă, divorțează din nou, se schimbă, divorțează din nou. Se întâmplă toată evoluția asta spunând că partenerul nu a evoluat odată cu ea. Există și asta la tine în cabinet? Există și există mai mult pe tinerii. Când zic odată cu ea, zic, mă refer la persoană, că vorbim așa, la neutru, și femei și bărbați. Da, eu cred că există și le-am întâlnit la cuplurile tinere care au tendința să plece în străinătate. În străinătate te întâlnești cu alți străini. Pleci căsătorită cu un român din Baia Mare sau din Argeș sau din Constanța, te muți cu el în străinătate. Societatea acelei țări și locul de muncă te aduce în contact cu ceva nou care ți se potrivește. Dintr-o dată intervine diferența dintre tine și băiatul din Constanța sau fata de la Brașov, da? Și ușor, ușor ne îndepărtăm. Poate să existe conflict în sensul că unul să rămână să iubească celălalt să nu și atunci, încă o dată, locul de muncă, siguranța și puterea secolului de astăzi îți dă tăria de a te muta, de a pleca de lângă el și de a contacta un avocat să te divorțeze. În țara respectivă întâlnești un coleg din Franța, în Belgia, întâlnești un coleg din Austria, undeva în Germania, și te dai după el, te intri într-o relație cu acest om nou, pentru că tu ai ieșit dintr-o relație sub nivelul tău față de evoluția pe care ai avut-o în țara străină. Stai ce stai cu acel străin, dar vezi dacă te potrivești sau nu te potrivești. Și atunci ajungi la al doilea divorț doar în situația în care nu este compatibilitate între România și Germania sau Franța sau ce găsești acolo la locul de muncă. Zucio administrativ, da, da, da. Sau dacă nu-ți mai place ție respectiva țară și băiatul are un loc de muncă bine stabilit și vrea să divorțeze și tu vrei să divorțezi și să schimbi țara, efectiv schimbi continentul, poți să pleci din Europa în America cu un alt job. Dacă el nu se simte în stare și nici iubirea nu este foarte puternică, el nu-și va căuta un alt job în America sau în Australia și atunci va rămâne în Europa. Și evident că intervine al doilea divorț de care spuneai. Bun, divorțează oamenii pentru job? Adică e mai important jobul decât iubirea? Dacă unul are o oportunitate senzațională care să fie suficient de confortabilă pentru ambii parteneri și din punct de vedere financiar și din punct de vedere locativ și așa mai departe, poate un job nou să destabilizeze o familie? Poate. Fii atent ce se întâmplă. Îți iei jobul nou și jobul nou te provoacă fie să faci naveta între două țări, fie să rămâi stabilit în cealaltă țară. Și dacă iubirea este puternică, îl aduce și pe soț sau pe soție în țara după jobul tău și își găsește și el acolo. Și acolo este testul iubirii. Și pur și simplu te trezești că celălalt nu vine după tine. Și atunci îți dai seama că jobul te-a salvat chiar și dintr-o căsnicie statică, prea monotonă, în care nu se mai întâmpla nimic, pentru că tu de aceea ai luat al doilea job. Pentru că acolo nu mai era iubire. Acolo era confort, comoditate, obișnuință. Ăsta e cuvântul care îi definește. Era obișnuință. Am avut așa un cuplu de la Craiova, stabilit de 10 ani la Luxemburg. N-ai putea spune că în Luxemburg nu sunt joburile bune. Deci era o diferență financiară între salarii, dar societatea i-a schimbat. Ea era mult mai bine în Luxemburg și el nu-și găsea locul.
Și atunci i-a spus, eu vreau să rămân aici, el vrea să plece în altă țară și ușor, ușor s-au destabilizat pentru că unul era mai bine decât celuilalt. Deci nu iubirea, nu jobul este factorul cheie, este slaba iubire sau scăderea în iubire care conduce la a te uita în altă direcție. Tu nu te mai simți iubit, tu nu te mai simți îndrăgostit, adică nu fugi de la job cu 5 minute mai repede, fugi, te duci la... mai stai o oră, știi? Mai stai o oră. Chiar țin minte că aveam o discuție cu această clientă la telefon și îmi spunea, uite, el are următoarele discuții cu mine, următorul dialog. Eu ce să-i răspund? Și efectiv, ea stătea la telefon cu mine în mașină, ea în Luxemburg, eu în România, și îi scriam pe mail răspunsurile pe care ea să-i le dea lui. Deci erau răspunsuri învățate. Wow, tu de fapt, tu aveai o relație cu soțul ei cumva, nu? Da, ea cunoscând întrebările lui și care erau bine definite, pentru că el era un IT-ist sau ceva de genul și era foarte tranșant în relație, adică era IT-ist în relație. De gradul 1. Da, așa. Ea zice, eu știu deja întrebările lui, dar nu știu cum să-i răspund. Și atunci, ca să aibă niște răspunsuri și diplomate și totodată concrete, nu putea să-i le dea așa prea dur. Și pe de altă parte, tu nici nu erai în emoția lor. Nu eram, dar niciodată n-am fost. Toată lumea are impresia că dacă cunoști un avocat de divorțuri, este motivul de divorț. Toți ajung la divorț cu totul alt motiv decât avocatul în sine. Adică eu doar materializez situația. Adică acum dacă un cuplu acum este fericit și este în vacanță în Grecia, de ce aș fi eu motivul lor de divorț? Sau, e ca și cum ai spune că preotul e motivul de căsnicie. Da. E fix același. Adică lucru. Dacă ne place preotul, de ce cum să se căsătorească doi parteneri doar pentru că le place preotul? Poate că împinși de părinților, de prietenii lor sau de alte cupluri căsătorite. Dar asta încă o dată spun, depinde de înțelepciunea lor. Bun, și să ne întoarcem la copii, da? Și la familiile nou formate. Tată cu copil, mamă cu copil, din căsătorii anterioare, se recăsătoresc unul cu celălalt, rezultă, deci copiii tăi, copiii mei și copiii noștri, da? Așa. Copiii noștri sunt privilegiați în familie. Copiii noștri, cred că da. Copilul lor, al noilor părinți, sunt mai câștigați, aș spune eu, sufletește. Pentru că fiecare din cei doi părinți, greșind odată, este mult mai vigilent cu emoția noului copil. Este mult mai atent. Și privilegiul acesta de care spun eu al noului copil este un privilegiu venit dintr-o responsabilitate și maturitate a noului cuplu. Practic, în el se concentrează nu doar iubirea părinților, se concentrează și vigilența, și prudența, și atenția, și bunicii, tot ceea ce au învățat ei, tot cumulul lor de învățăminte, de dezavantaje, de avantaje, tot cumulul lor se duce spre acest copil. Dar totodată și ceilalți copii, dacă ei au ajuns la căsătorie, și ceilalți copii, frații aceia mai mari din relațiile celelalte, îl ajută pe acest nou frățior. Adică el primește extrem de multă iubire. Este nu privilegiat, este regele familiei. Ok, iar societatea privește copilul provenit din mama și tata, din căsătoria asta nouă, ca și cum ar fi privilegiat sau ar fi mai copil decât ceilalți copii? Societatea îi vede foarte bine. Societatea se bucură. Societatea se bucură pentru asta, dar societatea se supără pentru ceilalți? Nu, n-ar avea de ce. N-ar avea de ce. Atunci când niște copii rămași fără unul dintre părinți reușește să ajungă într-o nouă familie, toată societatea îi aplaudă. Pornind de la mătuși, bunici, prieteni apropiați, prieteni ai prietenilor, ai bunicilor, orice copil integrat într-o nouă familie după divorț este un copil bine, este un copil la adăpost, sufletește, material, financiar, educațional. Deci niciodată societatea nu-i condamnă pe aceștia care reușesc să se integreze sau nu-i condamnă pe acei părinți care de ce te-ai recăsătorit și nu păstrezi legătura.
m-am recăsătorit pentru binele meu, pentru că binele mamei este automat și binele copilului. Nu sunt, sunt protejați de societate, sunt iubiți de societate și acceptați. Și practic și copilul acela, față de discuția noastră avută prima dată, și copilul acela se va simți din nou mai bine la școală că are un tată. Pentru că el nu mai rămâne din familia divorțată. Nu, mama mea nu este doar divorțată și punct. Mama mea este căsătorită și el, cu foarte multă liniște și bucurie în suflet, spune: da, eu am părinți, eu am părinți, părinții mei vin la ședință, părinții mei îmi dau bilet de voie să merg în excursie sau așa mai departe. Deci e un copil fericit acela. Ok. Cum vezi tu, din punctul tău de vedere, al unui avocat specializat în divorțuri, cum vezi căsătoria în următorii ani, având în vedere faptul că mi-ai spus de studiul respectiv că jumătate din copiii de la grădiniță, unei grupe de grădiniță, provin din familii divorțate? Ce mai înseamnă căsătoria? Ce succes mai are astăzi? Exact. Da. Depinde tot așa de vârsta oamenilor care vor să se căsătorească. Încă, în continuare, vin generațiile de 20-30 de ani care cred în iubire și nu fac cercetare cum ar trebui să facă, în sensul de potrivirea cu partenerul, și atunci se căsătoresc din dragoste, deci vor exista căsătorii tinere în continuare, și poate că vor exista și a doua tură de căsătorie a celor divorțați, dar o căsătorie mult mai matură, mult mai responsabilă, mult mai înțeleaptă, bazată evident pe iubire, dar este o combinație între iubire și respect. Cel puțin toate cuplurile pe care le-am divorțat erau, să știi că erau menite să se divorțeze, nu erau potriviți. Dar toți după care au vorbit cu mine și au avut problemuțe cu fosta relație, pe pensia alimentară, pe programul de vizită, că astea sunt hibele care apar după separare, toți au fost fericiți și mult mai bine ancorați în noua relație. Deci, ca să răspund punctat, vor exista în continuare și căsătorii, dar două tipuri de căsătorii: căsătoriile tinerilor din dragoste și căsătoriile divorțaților din înțelepciune. Ce înțeleg eu de aici este că să te căsătorești prima dată ca să înveți cum e, iar a doua oară pe curat, e ciurnă și curat. De ce da, exact, tu? Crești pe curat. Cam așa va fi. Nora Drula, avocat divorțist, îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile de astăzi și te mai așteptăm și data viitoare. Ce înțeleg eu din toată discuția asta? Că te simți eliberat după un divorț doar dacă n-ai fost suficient de mult iubit în căsătoria respectivă. Iubiți-vă mult și uitați-vă la noi și săptămâna viitoare!